Școala gimnazială George Emil Palade, fostă numărul 15, a fost astăzi în sărbătoare. La clase au fost desfășurate activități speciale la care, alături de elevi și profesori, au participat și unii dintre părinți. Mai întâi au fost premiate echipele de prichindei care au realizat machete cu școala viitorului. Ce zi este astăzi? 9. Și ce sărbătorim? Ziua școlii! Bun, de ziua școlii ce ați făcut? Ca să țineți Bun, am văzut acolo niște machete extraordinar de frumoase. Noi am avut cea mai grea misiune și anume să jurizăm. Da? Vreau să vă asigur că toate sunt extraordinare. Da? Noi am considerat că școala viitorului, cea mai bine realizată, aparține echipei învingătorii. Ura! Bravo! Toți elevii știu că astăzi este ziua școlilor și cunosc chiar și istoria acestui lăcaș de educație înființat cu ani în urmă. Ștefan, a fost înființat în anul 1968. Deci a cât de aniversarea școlii este astăzi? Zi, da. A 47-a aniversare, sigur că. Dar ce-i urăm școlii George Emil Palade astăzi? Zi! Mai tare, din tot sufletul. Îi urăm la mulți ani și ce urări mai putem să-i facem? Sănătate și... Școala poate fi sănătoasă, deci să aibă copii sănătoși, foarte bine. Ce să-i mai urăm școlii? Să aibă copii sănătoși, copii dornici de... carte. De învățătură, dornici de carte. Dar ce reprezintă cartea pentru noi? Ia să vedem. Ce reprezintă cartea? Zi, iată, avem postere acolo prin care, din proiectul pe care l-am desfășurat. Zi. Cartea pentru noi reprezintă un univers de cunoaștere. Bravo, univers de cunoaștere. O comoară. O comoară. La sărbătoare au fost prezenți și invitați de onoare. Doamna Maria Bighei, care a fost învățătoare și în această școală, le-a citit copiilor din cărțile scrise de dânsa. Am o activitate cu micii cititori, cărora le-am prezentat cartea Înșirăte Margarite și le-am citit lectura Ghinionistul. Este vorba de un cățeluș care, deși maidanez, a stârnit admirație și milă, pot să spun, din partea copiilor, pentru că a fost accidentat și s-au sensibilizat de durerea lui și de nepăsarea celor care au trecut pe lângă el fără să-i acorde ajutor, până când o doamnă cu inimă bună l-a luat din mijlocul străzii și l-a pus pe trotuar. Ne aflăm la clasa a doua C a școlii George Emil Palade și cu ocazia sărbătoririi celor 47 de ani de existență a școlii, am organizat această minunată activitate, Carte frumoasă, cinste, cuitea scris. Alături de cărțile doamnei învățătoare Bighei au stat la loc de cinste și cele confecționate de copiii de clasa a doua. În celelalte sări de clasă, alte activități de sărbătoare. Ce activitate are? Facem portofoliu despre George Emil Palade. Și cum se numește, copii, activitatea noastră? Pe drumul școlii cu George Emil Palade! Astăzi, pentru școala George Emil Palade, este o zi de mare sărbătoare. Și cum la zile de importante suntem împreună cu familia, astăzi în clasele noastre sunt prezenți și părinții. Noi suntem o mare familie, așa că veți găsi în multe alte clase părinți alături de copii și alături de dascăli. Doamna învățătoare Cătălina Toma are în clasă în această zi specială și câțiva dintre părinții elevilor săi. Evident. Ori de câte ori este nevoie. Să-i ajutăm pe copii. Este proiectul lor, noi acum pregătim și urmează să vină fiecare dintre ei să-și aducă aportul la acest proiect. Într-o altă sală, copiii abia dacă mai aveau loc în bănci. Avem oaspeți de la grădinița Căsuța Piticilor pentru activitatea de astăzi. De aia sunt atât de mult. Doar 50, da. La mulți ani școlii numărul 15, George Emil Palade și elevilor săi, la mulți ani și personalului didactic și nedidactic care se ocupă de viitorul orașului nostru, reprezentat de acești copii frumoși și deștepți. La mulți ani! La mulți ani! La mulți ani! La...